Tostoganz, într-un fit cu Ami. Ami, bună dimineața. E în alte zone astăzi, doar ai noștri sunt prezenți cu treabă. N-a putut să ajungă, dar mereu e în sufletul meu. Așa. Că a fost parte din piesa care, pe care o iubesc foarte mult. Cum a fost vara asta? Ce ai făcut? Pe unde ai mai fost? Atât de repede a trecut încât nu mi-am dat seama că nici măcar bronz nu mi-am făcut decât în 5 zile cât am apucat să merg în vacanță. Așa că m-am îmbrăcat în negru să compensez. Iată. Iată. Dar mă liniștesc cumva prin faptul că poate la iarnă merg într-o țară mai călduroasă. Mai călduroasă. La toamnă se anunță lucruri? Ce faceți? Lucruri frumoase. Abia aștept să scoatem următoarea piesă pe care am făcut-o. Te-am zis, lucrăm la album. Asta sunt 10 piese cu care să putem merge în concerte. Deci foarte multă muncă, dar din aia care îți face plăcere. De cu treabă, da. Adică nu e ca la combinat, ca la forjă, ca la... Deci și întotdeauna mă gândesc la asta. Când obosesc de producție, mă gândesc, dar cum ar fi să stai în fiecare zi să topești metal? Ar fi mai greu. Da, să faci inele. Tostoganz de găsit pe Facebook și pe Instagram. Are o pagină pe care o updatează des. Băieții sunt cu el mai tot timpul. Când nu repetă, mai stau și ei la o beric. La un pahar cu apă, cu plată, potasiu, cu mult potasiu în ea. Mulțumim încă o dată tare.